Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a Dimineților cu Plus. În gazda nouă, Sotiria Parascan, și vă urez bun găsit. În cadrul ediției de astăzi vom discuta câteva subiecte din revista presei și, de exemplu, să zicem că un motiv de scandal între PSD și PNL Suceava va fi drumul național 17, este și primul subiect de astăzi. Îl vom dezbate alături de Dragoș Danubianu, analist politic. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne? Mă rog, discordii avem cumva aici? Da, acum e foarte clar. Pe măsură ce ne apropiem de anul electoral, vor apărea din ce în ce mai multe clivaje între cele două partide, lucru care e de așteptat. Adică și-au dat ele mâna ca să guverneze. În momentul în care e vorba pe voturi, lucrul ăsta începe să fie de natura că fiecare caută să tragă puținele realizări ale guvernării la oala lui. Dar, oricum, noi am discutat cumva ieri, după ce apăruse acea... Am avut și poza aia cumplită cu fluturi, cu ruleta în mână, după mine photoshopat alături de cei care au lucrat la ultimul tronson de la DN17, unde chiar nu avea niciun fel de treabă să fie acolo. Deci, efectiv. Dar o să vedem știrea, că sunt interesante, pe de-o parte, comunicatul de presă al Departamentului de Imagine al PSD și răspunsul organismului omolog al PNL. Deci acum n-a mai fost o dispută personalizată dintre cei din linia a doua, că am avut parte de chestii de genul ăsta săptămânile trecute, acum s-a băgat la modul general, așa, s-a teoretizat conflictul, dar să vedem despre ce-i vorba. Și începem, cred că am să citesc tot articolul integral, sigur, da, pentru că trebuie să aflăm ambele puncte de vedere, dacă e să o luăm și așa. Lucrările de modernizare a drumului național 17 au ajuns subiect de scandal între PSD și PNL Suceava, după ce președintele PNL și al Consiliului Județean Suceava a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute finalizarea lucrărilor de modernizare la ultimul troson de pe drumul național 17 în Poiana Stampei. În cursul zilei de luni, socialdemocrații l-au acuzat pe acesta că nu are niciun merit în realizarea acestei investiții. PSD Suceava a transmis un comunicat de presă în care acuză faptul că președintele Consiliului Județean Suceava s-a transformat în purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, citez, și asta nu de ieri, de azi, ci de ani. Astfel ne putem explica de ce la orice investiție pe care această companie de stat aflată în subordinea Ministerului Transportului o finalizează în județul nostru, domnia sa este imediat acolo însușindu-și capitolul imagine, proiectul respectiv de parcă ar avea vreo atribuție în acest sens. Nu are. Atunci când vine vorba de infrastructură rutieră, președintele Consiliului Județean se ocupă de infrastructura rutieră județeană, adică de drumurile județene, nu de drumurile naționale, nu de autostrăzi și altele, nici măcar de drumuri comunale nu intră în atribuțiile domniei sale, ci doar județene. Acolo are atribuții, acolo are putere de decizie de drumurile respective, trebuie să se ocupe. Doar că atunci când nu te poți lăuda cu munca ta, este mai ușor să te lauzi cu munca altora, spune în comunicat PSD. PSD Suceava arată că același lucru s-a întâmplat cu modernizarea ultimului tronson de drum de pe drumul național 17 de la podul Coșnei și până la intrarea în comuna Poiana Stampei, pe care CNAIR l-a finalizat săptămâna trecută. Socialdemocrații au precizat că pentru aceste lucrări, președintele Consiliului Județean Suceava nu a avut nicio atribuție, ci doar a apărut la finalizarea investiției, a făcut fotografii și a dat declarații de presă. Citez, așa lumea are impresia că domnia sa chiar lucrează în folosul județului nostru atât, uitând să se mai uite la starea drumurilor județene de care domnul președinte chiar trebuie să se ocupe și care se află într-o stare dezolantă de ani de zile. Dacă sucevenii s-au uitat în direcția drumurilor județene, ar remarca că acestea nici măcar nu sunt pregătite pentru sezonul de iarnă. De asemenea, ne bucurăm de reparații nefinalizate, de marcaje și semne de circulație lipsă, plus că nici măcar nu știm care e stadiul realizărilor drumurilor județene aprobate spre finanțare tot în guvernarea PSD, acum câțiva ani, prin programul PNDL 2, se mai spune în comunicat.
Socialdemocrații au mai transmis că dacă o persoană își renovează apartamentul, nu e meritul președintului Consiliului Județean, ci al proprietarului locuinței respective. Citesc, drept urmare, fiecare trebuie să-și vadă de fișa postului, să facă ce are de făcut și să folosească timpul avut la dispoziție mai puțin la poze și mai mult la muncă. Înțelegem că e ușor să-ți faci imagine pe munca altora, dar ar fi mult mai folositor pentru locuitorii județului Suceava dacă președintele Consiliului Județean s-ar lăuda cu propriile realizări, nu cu ale altora. Numai că, așa cum ne-am învățat în ultimii ani, realizările respective rămân numai la stadiul declarativ sau pe pliantele electorale, județul Suceava dezvoltându-se mai mult din mira domnului decât din fapta omului, se mai spune în comunicatul biroului de presă al PSD Suceava. Liberarii au venit cu un răspuns și ei. Aceștia consideră că socialdemocrații suceveni îl atacă în mod permanent pe președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, pentru că, citez, se oftică, închei citatul, de realizările acestuia. Biroul de presă al PNL Suceava a transmis ieri un comunicat prin care se răspunde acuzațiilor făcute de PSD cu privire la faptul că Gheorghe Flutur își asumă merite pe care nu le are, cum ar fi finalizarea modernizării drumului național 17, citez. Vedem că la fiecare câteva zile PSD din Suceava iese cu comunicate de presă prin care îl denigrează pe liberari. Noi liberari, de când s-a format această coaliție, nu am acționat, pentru că într-o guvernare, bunele și relele se împart între aliați. Referitor la atacurile insistente la adresa președintelui Consiliului Județean Suceava, ele au o altă unitate de măsură. După orice demers făcut pentru rezolvarea problemelor din județ, PSD-ul strigă în cor că dumnealui își depășește atribuțiile. Este de neînțeles cum pot ei să considere faptul că a face demersuri pentru rezolvarea problemelor din județ este depășirea atribuțiilor. Să înțelegem atunci că este doar în invidia lor cu privire la implicarea și rezultatele obținute de președintele liberal, se arată într-un comunicat. Liberalii îi întreabă pe socialdemocrați dacă nici demersurile făcute pentru deblocarea modernizării Vămi-Siret, deschiderea punctului de frontieră Vicovu de Sus, modernizarea drumului spre Rădăuț, demersurile pentru subvenționarea laptelui sau sprijinirea fermierilor din zona de munte nu sunt probleme care trebuie rezolvate pentru județul Suceava. Citez. Sau poate că prezența președintului PNL Suceava săptămână de săptămână la ședința coaliției este un motiv de oftică pentru PSD-iștii suceveni. Această variantă ar explica multe. S-ar putea explica de ce ani de zile Suceava nu primea aprobare pentru înființarea unui spital de copii, de ce centrul ASOCV s-a blocat ani de zile, de ce autostrada 7 a fost proiectată inițial până la Pașcani. Să fie doar pentru că la Suceava era un președinte liberal, iar miniștrii erau de PSD. Domnilor de la PSD Suceava, chiar credeți că trebuie să stăm cu mâinile încrucișate să asigurăm o majoritate pentru că în rest să fim călcați în picioare? Dacă mizați pe eleganța și bunul simț al nostru, în întrebarea este până când? Se mai spune comunicatul PNL de Suceava. Da. Pe cazul în speță, ce aveam de spus am spus ieri când am comentat acea știre și acea fotografie care chiar era de un penibil grotesc, de o expresie a unei propagande comunistoide. Deci Flutur cu ruleta în mână alături de băieții ăia care întindeau cu lopețile asfaltul pe o zonă de margine, așa. E foarte clar că Flutur nu are niciun fel de treabă și niciun fel de atribuție privitor la drumurile naționale. Acum, când ni se spune de către el și văd că și lăudătorii din PNL preiau chestia asta, că totul s-a făcut în urma demersurilor domniei sale. Păi, acum hai să fim serioși, totuși, ăștia de la CNAIR care exploatează drumurile naționale știu foarte bine unde sunt porțiunile proaste, unde trebuie să intervină, după cât timp și așa mai departe. Deci nu trebuie să vină geniul Bucovinei Flutur să le spune, voi, vezi că drumul ăla e prost acolo, vezi că dincolo așa și așa mai departe. Nu e nevoie de chestia asta. Există regionala de la Iași, există ăsta de sector la Suceava, la Câmpul Lung, deci drumurile astea sunt monitorizate de către cei de la
de la CNR și încă intervențiile astea pe DN17 au fost făcute relativ târziu, pentru că drumul se depăcease fiind un drum foarte, foarte folosit. Deci foarte clar, dar ne aflăm în filmul ăla, dacă ții minte, când pe o altă investiție la care Flutur nu avea niciun fel de treabă, Flutur apare când era ultima porțiune la șoseaua de centură. Când apare Flutur cu lopata frumos și ai văzut că a fost de râsul lumii atunci când Pasămite a ajutat ca un, că era noroi acolo ca un utilaj să poată porni, punând pietriș cu lopata sub roți, dar n-a pus sub roata motoare. Cum să spun? Deci asta este chestiunea. Aia de la drumul fac cât pot să facă ei și în momentul în care este ceva gata, apare Hopa și Flutur și spune, domnule, uite, așa, ne aflăm aici și am făcut chestia asta și în urma demersurilor mele, că altcineva nu-și dădea seama că trebuia tras scovor asfaltic acolo la Poiana Ștampei. Trebuie să fie Flutur, altul nu poate să-și dea seama. Drumarii nu pot să-și dea seama când e nevoie să intervină și cum, știi? Dar spuneam ei și repet. Vezi, atunci când chestia este de bune, apare Flutur și spune că a fost demersul lui. Când chestia e pe rele, cum e situația de la Holda, de la DN17B, Flutur nu apare. A trimis și gârtul politic, subalternul politic, actualul prefect, l-a trimis acolo el să... Flutur nu apare. Când va apărea Flutur? Flutur va apărea anul viitor, când va fi gata așa acolo. Am numai de mersurilor mele, uite, nu mai cad pietrele și am făcut lucrarea aia, așa mai departe. Deci este o schemă simplă la care mai cad unii victime. Cred că din ce în ce mai puțin cad victime acestui fel de a face politică pe care Flutur l-a dus la paroxism. Deci deja aici e boală, nu mai este vorba de dorința de putere și de a te băga în seamă. Pe de altă parte, însă, și PSD-ul își are păcatele lui, să nu creadă lumea că s-a mai întâmplat, că atunci când sunt anumite succese ale guvernării, să încerce să-și lipească imaginea de respectivul succes. Bun, acum e și foarte greu de făcut diferență ce-i bun și ce rău în guvernarea aia. Adică trebuie să fii un fin observator al ceea ce se întâmplă. Spui, ministrul ăla e bun, ministrul ăla e rău, că sunt buni și răi și la unii și la ceilalți. Sigur că în legătură cu decontarea, păi să nu uităm un lucru, că la viitoarele alegeri PNL-ul va trebui să deconteze mult mai mult decât PSD-ul. Va deconta și PSD-ul, că s-a băgat la guvernare acum în ultimile luni. Dar PNL-ul are de decontat de la căderea guvernului Dăncilă, când a fost guvern susținut în Parlament doar PNL, după aia are de decontat acea guvernare catastrofală cu USR și cu UDMR și are de decontat în principal problemele legate de energie, pentru că liberalizarea aia făcută cu capul înainte în zid a fost făcută de liberali singuri atunci, la momentul respectiv. Deci vor avea mai mult de decontat decât PSD-ul. Acum rămâne de văzut câtă limpezime are electoratul ca să-și dea seama că se ajunge iarăși să alege între două rele, că celelalte partide nu prea sunt prezente. E, pericolul care pune răspunsul dat de cei de la cu oftica e chiar ofticant pentru cine urmă. Este un lucru care mi-atrage atenția, faptul că săptămână de săptămână merge la ministere și face demersuri. Suntem încă în situația în care trebuie să ne deplasăm undeva, să batem la ușă? Primul secretar care, da, deci asta s-a indus o idee asta care este cu totul neproductivă. Că, domnule, s-a făcut pentru că s-a dus unul cu tresta în băț acolo și a intrat la guvern sau a intrat la minister, asta încearcă și lungul să o vândă, știi? Nu e normal așa, deci firesc este ca acele ministere gestionate, fie de PNL și de PSD, să știe ce au de făcut, să-și facă treaba, nu să facă pe ochi frumoși. Că s-a dus Flutur și a zis aia, sau s-a dus Stan și a zis aia la altă. Nu trebuie să funcționeze așa. Și de la liberal te aștepți mult mai puțin la acest mod de acțiune. Deci tu să spui, domnule, noi... Deci cum să spun? Primii secretari au mici copii pe lângă președintele Gheorghe Flutur.
primii secretari ai PCR, bineînțeles. Asta e situația. Deci ce să mai vorbim? Discuțiile astea care apar în spațiul public între aceste două partide creează o imagine șubrezită asupra coaliției care este la primăria municipiului Suceava, acea majoritate creată între PNL și PSD? Să înțelegem că apele sunt... Nu există, nu. Deci, stai puțin. Deci, la nivel local, atât la municipiu cât și la județ, majoritatea este asigurată de PNL fără PSD. Deci, n-are nicio legătură. Iau candidat separat, au obținut majoritate cei de la PNL, au obținut majoritate în Consiliul Județean, n-au nevoie de nimeni, n-au nevoie de voturi de la alții, chiar dacă au vreo doi PMP-iști care votează cu ei, iar dincolo majoritatea nu a fost făcută nicio clipă cu PSD-ul. Deci problemele care se discută în plan local, sigur că vor fi decontate de cine administrează. Vezi drumurile județene, că zice foarte bine acolo. Stai, domnule, puțin. Deci tu te bagi în seamă la realizările de pe drumurile naționale, dar nu te uiți la în ograda ta, acolo unde trebuie să faci treaba, fluturi, la drumurile județene, care sunt vraiște. Nu mai spun că acolo este marele rateu cu axa strategică, nu? La care și Consiliul Județean e parte. Nu numai alții sunt de vină, știi? Deci aici este marea chestiune. Deci, practic, ce se întâmplă la nivel județean va trebui să fie decontat de către PNL și la municipiu și la ce se întâmplă rău. Că bine, nu prea s-a întâmplat mare lucru. O fi și lucruri bune, nu pot să zic că nu sunt chiar așa să fiu, să văd totul doar în alb și negru. Dar asta e realitatea. Deci nu e niciun fel de problemă. Deci, practic, PNL-ul se supără când există voci critice din partea PSD-ului la nivelul județului sau al municipiului, normal fiind PSD-ul aflându-se în respectivul moment în opoziție, că aici nu s-a... Deci nu s-au schimbat. În momentul când s-a făcut coaliția, marea coaliție la nivelul parlamentar, nu s-a schimbat nimica în plan local. Nu s-a mers, nu a dat PSD-ul un vicepreședinte sau doi vicepreședinți, sau a dat un primar sau doi viceprimari PNL-ul PSD-ului. Nici pomeneală. Cele două structuri politice, consilieri respectiv, au rămas în opoziție și normal să facă opoziție în plan local, că asta este povestea, nu? Dincolo, la nivel central, avem o altă situație și o situație care, cum spuneam, a apărut relativ recent, când s-a scufundat în penibil guvernarea PNL-USR și când PSD-ul a luat hotărârea să intre la guvernare. Da? Nu știu dacă a făcut bine sau rău. În orice caz, poate după mine erau poate mai indicate alegerile anticipate. Dar, mă rog, bine, că a venit cu povestea că, domnule, ne băgăm acum când e greu, că țara trebuie guvernată, că nu știu ce. Nu știu dacă asta a fost motivul sau dorința de a ajunge cât de cât la butoane pentru a putea să ofere clientelei politice niște posturi prin ministere, prin deconcertate sau să poată ajuta primarii destul de numeroși ai PSD-ului, poate mai numeroși decât ai PNL-ului, știi? Nu știu care a fost reacțiunea PSD-ului când a intrat la guvernare. Dar acum, sigur, vor deconta amândouă, nu se întâmplă nimic. Adică, oricum, dacă observ și avem știrea următoare, că dacă vine unul și spune că a făcut guvernul ceva, spune guvernul liberal când este ăla. Uh-huh. PSD-iștii spun, noi PSD-iștii de când am venit facem, dregem, știi? Deci deja și la nivel central este această dihotomie în interiorul guvernării. Să nu ne închipuim că ei se vor iubi vreodată, nici pomenală. Cu atât mai puțin acum când urmează un an electoral foarte greu. 2023 este înaintea lui 2024, când au loc alegeri europarlamentare, alegeri locale, alegeri parlamentare și prezidențiale. Îți dai seama, patru rânduri într-un singur an. Și este foarte clar că două săbi nu încap în aceeași treacă, deci PSD-ul și PNL-ul nu vor candida împreună la niciuna din astea. Nu este foarte limpede. Și atunci e firesc ca lucrurile, pe măsură ce se apropie alegerile astea, să fie din ce în ce mai agresive de o parte și de cealaltă. Nu? Discuția rămâne. Va mai rezista coaliția? Da, va când rezista. Se va schimba prim-ministru? Eu cred că da. Cred că da, pentru că așa și-au făcut calculele de la bun început și unii și alții.
cred că va rezista. Cred că va rezista. Acum, că în momentul în care pleci, știi, las, dacă unul dintre ei pleacă, lucrurile sunt și mai rele pentru el. Știi? Că zici, lor, ai plecat acum când este greu. Știi? Sigur că nu vrea nimeni să plece, știi? Câinele nu pleacă de la măcelărie. Chiar dacă s-au împăcat și unii și alții cu ideea că nu mai poți să dețină întreaga putere, ci doar cât un segment și încearcă fiecare să prindă cât mai, un segment cât mai lat, știi? Din exercitarea puterii. Înainte de alegeri, faptul că va exista un prim-ministru de la PSD va constitui un avantaj pentru acest partid la alegeri? Poate să fie un avantaj. Poate în să ce fie sens? Un avantaj. Păi, totuși, primul ministru este cel care ia o serie întreagă de decizii până la destituirea unor, demiterea unor miniștri, care nu mai trebuie să fie motivată. Și atunci, cine este acolo la butoane, s-ar putea întâmpla pe niște chestii care sunt flagrante și sunt multe. Sunt niște miniștri care nu știu cum au rezistat și rezistă în continuare. Să-i pocnească atunci, știi? Chiar înainte de alegeri, ăla făcând o gafă sau fiind un moment critic pentru respectivul minister, și atunci primul ministru demițându-l pe respectivul ministru. Deci, oricum, de-aia e primul ministru, nu? Deci e mai tare. Bine, să vedem ce se va întâmpla. E destul de complicat, dar eu cred că se va se va ajunge cu actuala majoritate parlamentară la alegeri. Asta e ceea ce cred eu acum. Bine, politica românească e mereu surprinzătoare și oricând ne putem aștepta la cât un element de ăsta cu totul surpriză, știi? Cu totul neașteptat. Da? Asta e situația. Dar oricum nu trebuie să ne... Va mai fi comunicate de genul ăsta. Dacă aici PSD-ul a prins exact subiectul foarte corect. Asta a prins momentul. De data asta, altori o dăm vară. PNL-ul nu poate să răspundă decât, băi, voi vă ofticați că noi suntem buni, frumoși, deștepți și că fluturii cel mai mare drumar al României, da? Da, asta a fost ofticat, primul drumar. Ai văzut ce frumos era poză cu ruleta aia de măsurat? Și eu încă sunt țin să cred, chiar o să întreb și colegii din regie, și opinia lor de profesionism, e photoshopată sau nu photoshopată poza aia? Eu cred că poza e photoshopată, după cum... Parcă are o poziție ciudată. Poziția e ciudată, da. Și parcă panoul ăla de spate e mult prea mare pentru... Da, și aia se uită ca maiurea băieții, că bine, e normal că unul dădea cu lopată, alați doi se sprijineau în lopată, că așa se lucrează la român. Da, așa cum apare flutura, așa cu capul într-o parte. Da. Băieți, vedeți, eu am făcut aici, altfel nu mergea și acum prin gropi, știi? Da, mai avem un minut la dispoziție, da. Și ministrul Cadariu spune că 1488 de societăți din Suceava primesc 217 milioane de lei. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Constantin Daniel Cadariu arăta că banii sunt alocați prin trei măsuri gândite de guvernul liberal ca soluții la problemele firmelor generate de criza COVID. Au fost dați abia atunci când a venit și PSD-ul la guvernare. Asta spune PSD-ul. Da. Exact. Bineînțeles, nu. Da, e vorba de măsurile 1 și 2 pe ordonanța de urgență 120 din 2020 cu pandemia și măsura cu Horeca, da? Ne mai anunță domnul, ca să comprimăm, că ne-am întins mult pe partea de politică, anunță două evenimente care astea deja pun capac la toate. Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2022 și Târgul Brandurilor Naționale, fi sigur că aia fabricat în Bucovina sau cum va fi acolo brand național, gen, timp 2022. La care, de fapt, ministerul ce face? Le dă o sumă forfetară de 2500 de lei participanților care ar trebui să acopere și transportul lor, și transportul exponatelor și cazarea. Nu acopere, dai seama, da? Mă rog. Și va fi gaură în cer. Ai făcut Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri. Da. Se răstoarnă toate. Iar cu brandurile românești, ce să mai vorbim? Uite-te la fotbalul românesc, cred că e cel mai tare brand pentru România. Da, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat și aflăm în ce partid s-a înscris senatorul sucevean Iorghiță Mândruță. Imediat.